Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Vești bune pentru onești. Primarul Neghină reia întâlnirile cu cetățenii. Mănăstirea Cașin, testări gratuite pentru prevenirea cancerului la sân. Vești bune pentru Onești, date chiar de către vicepreședintele Consiliului Județean Bacău, avocatul oneștean Gelu Ionuț Panfil. Au fost aprobate două proiecte de maximă importanță. Este vorba de aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru modernizarea drumului Calea Caraclăului și achiziționarea unui angiograf pentru Spitalul Oneștean de către Consiliul Județean. În ședința de Consiliul Județean de astăzi au fost aprobate două proiecte importante pentru municipiul Onești. Primul vizează aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru modernizarea străzii Calea Caraclăului, un proiect atât de mult așteptat. Avem astfel speranța că anul acesta vor începe lucrările la acest obiectiv. Al doilea proiect vizează asocierea județului Bacău cu municipiul Onești și Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești în vederea achiziționării unui sistem angiograf monoplan cardiovascular. Spitalul din Onești devine astfel singurul spital din județul Bacău care va utiliza acest tip de dispozitiv medical atât de necesar pentru pacienții cu afecțiuni cardiovasculare, transmite vicepreședintele Consiliului Județean Bacău, Gelu Ionuț Panfil. Primarul Neghină reia întâlnirile cu cetățenii. Veste bună pentru locuitorii municipiului Onești din imediata vecinătate a școlii numărul 1. Aceasta este programată a se desfășura în prima zi a lunii martie. Miercuri, 1 martie, de la ora 17, voi fi prezent în parcarea din vecinătatea școlii generale numărul 1 din strada Republicii pentru o nouă întâlnire cu dumneavoastră oneștenii. Scopul întâlnirii este de a găsi împreună soluții pentru rezolvarea problemelor din zona dumneavoastră. Important, prezența dumneavoastră la aceste întâlniri într-un număr cât mai mare este benefică pentru a identifica necesitățile zonei, anunță primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină. Au trecut 167 de ani de la dezrobirea romilor, iar Asociația Europeană Romă pentru Progres și Promovare Interculturală a comemorat evenimentul printr-o demonstrație cultural-artistică în sala multimedia Bibliotecii Județene din Bacău. M-am născut într-o familie de etnie romă. Țin să vă spun că în aproape 18 ani am putut primi sprijinul, educația și înțelegerea din partea părinților mei, de care mă simt mândră că am putut să excelez prin educația pe care am primit-o din partea lor. Mi-aș dori pe viitor să excelez, să performez, să tind spre o carieră, să pot ajunge cât mai departe. Deoarece mă aflu în fața dumneavoastră, aș vrea să vă relatez două puncte de vedere pe care le-am întâlnit și cu care m-am confruntat, și anume rasismul și marginalizarea. Aș vrea pe viitor, ca persoane de etnie romă, care reușesc să ajungă la un nivel mai înalt de pregătire, să nu mai fie marginalizate cu rasism. La începutul secolului XIX se instaurează regulamentele organice, care însemnau începutul procesului de modernizare instituțională și legislativă, însă nici acestea nu desfințează robia. Curentul aboliționist a căpătat însemnătate prin adoptarea lui de către o generație școlită din Occident, pătrunsă de idei reformatoare și care începe să activeze în mișcările prepașoptiste. Ca apoi, la 1848, să proclame emanciparea romilor, însă pentru o scurtă perioadă de timp, încât robii romi nici măcar nu au știut că au fost pentru câteva săptămâni liberi. Pe 10 decembrie 1855, Divanul Obștesc al Moldovei adoptă în unanimitate legea privind emanciparea romilor. Desigur, această chestiune fusese discutată de mai multă vreme și de mulți oameni de seană în frunte cu Mihail Cogălnicianu, care luptase pentru desfințarea robiei.
Vorbitorii au adus în dezbatere istoria tragică și fascinantă a romilor din România, contribuția acestei etnii la scrierea istoriei acestor locuri, la dezvoltarea economică și socială, dar mai ales problemele pe care încă le mai întâmpină comunitatea romă, cum ar fi discriminarea, șomajul, probleme de educație și învățământ și ale integrării sociale. Minoritatea romă a avut două mari probleme în decursul anilor și în istorie. Problema dezrobirii romilor, problema holocaustului romilor și această problemă a discriminării, unde fac apel la toți cei care conduc instituțiile și la populația României. Haideți să mai lăsăm o leacă din ură, din dușmănie. Haideți să fim frați, frați români. Fac apel la toleranță, la unitate. Trăim într-un moment neplăcut al momentului ăsta în care avem războaie, avem cutremuri, avem inundații, avem tot felul de lucruri. Haideți, oameni buni, să fim prieteni, să fim frați, să ne ajutăm unii cu alții, fiindcă și în istorie romii au fost alături și în primul război mondial și în al doilea război mondial și chiar a participat la toate momentele istorice ale poporului român. Au fost în prima linie și, cum spun colegii mei, nu cerem nimic, doar să fim egali, să ni se acorde drepturi egale și să fim sprijiniți, să ne ajutăm reciproc. Vă mulțumesc! La eveniment au participat reprezentanții ai Bibliotecii Județene, Casa Corpului Didactic, Prefectura Bacău, Inspectoratul Școlar, Forumul German din România și ai filialei Cultul Eroilor. Trebuie spus că de-a lungul timpului comunitatea țiganilor, comunitatea romă, a avut o contribuție deosebită în dezvoltarea și victoriile din România. Vorbesc de conflagrațiile mondiale. Trebuie spus că romii, țiganii, au fost încorporați, deci s-au supus legilor timpului, dar au fost și voluntari. Acest aspect trebuie subliniat, că voluntariatul țiganilor a adus un beneficiu extraordinar în trupele române, fiind școliți, ajungând ofițeri, ajungând subofițeri, dar trebuie subliniat că am avut, istoria consemnează, și preoții militari de origine romă. Compartimentul din țigănesc, minoritatea romă, a avut nevoie de îndrumare și o legătură între majoritari români și celelalte minorități, și a fost nevoie ca să avem, să existe, vă rog să mă scuzați, să existe o educație a minorității rome. Bacăul este istoric legat de aceste comunități, fie că vorbim despre comunitatea romă, comunitatea israelită, comunitatea maghiară, comunitatea italiană, comunitatea germană. Prin excelență, Bacăul este un spațiu de tranzit, ca nod comercial, ca punct așezat aici la răspântia drumurilor, și identitatea noastră este determinată de aceste comunități, și de asta sunt tare bucuros că putem găzdui un asemenea eveniment. Și nu e nici primul, nu e nici ultimul, noi am mai organizat împreună cu comunitatea armenească, cu comunitatea evreiască, și îi așteptăm de fiecare dată la bibliotecă, pentru că asta trebuie să fie o bibliotecă, un spațiu al dialogului, un spațiu intercultural, interetnic, interconfesional. Nu facem așadar decât să ne îndeplinim rolul de liant, de spațiu care să adune oamenii, pentru că fiecare dintre aceste comunități are ceva de spus, vine cu o moștenire formidabilă, cum este și cea despre care vorbim astăzi. Este un popor controversat, atât de controversat, nomad prin definiție, dar creați după chipul lui Dumnezeu, egal în demnitate, în valori, în drepturi și obligații. Toți oamenii avem o viață dată de Dumnezeu, indiferent de situația socială, de statut, de etnie, de sex și de vârstă. În România trăiesc mai multe minorități etnice, printre care și minoritatea romă, care oferă tradiții istorice și culturale, care constituie o bogăție pentru civilizația românească în ansamblul său. Cultura romilor va fi întotdeauna un izvor de fascinație, va fi o sursă de inspirație și un izvor istoric care se va scrie zi de zi. La încheierea manifestării, Taraful Asociației a susținut un mic spectacol de muzică lăutărească, apreciat și aplaudat de participanți.
Asociația Europeană pentru Progres și Promovare Interculturală susține cercetarea și promovarea culturii minorităților de pe aceste meleaguri, urmărind de fiecare dată punerea în evidență a valorilor etnice locale, a tradițiilor specifice, fiind alături de personalitățile reprezentative ale acestora în plan cultural. Mănăstirea Cașin, testări gratuite pentru prevenirea cancerului la sân. Veste bună pentru doamne și domnișoare. Unitatea mobilă de screening de cancer mamar a Institutului Regional de Oncologie Iași oferă femeilor cu vârsta între 50 și 69 de ani mamografii gratuite. Proiectul se adresează femeilor care nu și-au făcut o mamografie în ultimele 12 luni, care nu au simptome sau un diagnostic confirmat de cancer mamar. Pe 27 februarie, de la ora 10, caravana a fost în comuna Mănăstirea Cașin și în județul Bacău. Ce cred beneficiarele acestei campanii de prevenire a cancerului la sân, aflăm în minutele următoare. Ați mai făcut mamografie până acum, doamnă? Nu. Nu? Aveți emoții? Nu. Ați aflat de programul acesta gratuit și ați zis să veniți să vă faceți, nu? Da. Credeți că e bine ca femeile, fetele să-și facă? Da, e bine, e foarte bine, pentru sănătate. Pentru sănătate, nu? Faptul că au venit aici în comună, cred că vă ajută foarte mult. Da, foarte mult. Economisiți timpul și banii, programări la medic? Da, toate, da, și toate, toate, da. Un îndemn, dacă e pentru fetele, femeile care ne urmăresc, să vină să-și facă? Să vină toate să facă, că e foarte bine pentru ele, da. Sănătate. Ați făcut până acum, doamnă, mamografie? Nu am făcut niciodată. Dar de ce n-ați făcut? Posibilitățile. Da? N-am fost asigurat, bani, nu, cu ce să te duci. S-o femeie simplă. Am înțeles. Și e bine că vine așa în comună la dumneavoastră? Foarte, foarte bine. Pentru că nu toată lumea are posibilitatea să meargă să-și facă un control. Și economisești și timp și bani? Și timp și bani, dar în primul rând bani. În primul rând bani. Asta e pe primul loc, că nu avem. Sunt puțin. Sunt foarte, foarte puțin. Am înțeles. Aveți emoții de examen în sine un pic așa? Chiar am, da. De ce? Pentru că n-am făcut niciodată și nu știu ce mă așteaptă. E, oricum ce poate fi mai rău, la câte greutăți ați avut, cred că asta e... Deci nu mi-e teamă de controlul în sine, mi-e teamă de rezultat. Păi dacă nu aveți probleme? Cam cu virgulă? Cam cu virgulă. Am înțeles, eu zic că Dumnezeu e mare și o să... Asta-i, asta-i. Un îndemn, dacă e pentru cei care ne urmăresc, pentru fete, pentru doamne, să vină să-și facă. Să-și vină chiar dacă au dureri, chiar dacă nu au dureri, să vină să-și facă controlul din timp. Da? Că e foarte important. Pentru sănătate, cel mai important. De la primele ore ale dimineții, doamnele din Mănăstirea Cașin s-au deplasat către locația aleasă în cadrul acestei campanii. De altfel, ele au beneficiat și de o scurtă informare despre acest dușman care lovește pe nesimțite. Un asistent medical comunitar are ca și beneficiar persoanele vulnerabile din acea comunitate. Persoane fără venituri, șomeri, bătrâni, copii 0-1 an. El lucrează în colaborare cu medicul de familie, preia de la medicul de familie care sunt cazurile de bolnavi cronici, cu bătrâni, cu copii care trebuie să anunțați la vaccinare. Ei colaborează în cadrul anchetelor sociale cu asistenții sociali din comună, merg la persoanele bătrâne care nu pot să-și ia rețeta, care nu pot să-și acceseze un serviciu de sănătate. Exact ceea ce se întâmplă acum, ei colaborează în cadrul acestor caravane de mamografii, cum este acum caravana. Pentru prevenirea tuturor afecțiunilor. Merg și acordă consiliere mamelor în alăptare, în îngrijirea bebelușului, plus că efectuează și tratamentele sub indicația medicului la persoanele care nu pot fi deplasabile. Care ar fi situația, să zicem, asistenților medical-comunitari în cadrul județului Bacău? Sunt comunități care au, sunt comunități care n-au? Cum stăm? Acoperirea cu asistenți medical-comunitari în județul Bacău la această oră este în felul următor. Avem 46 de asistenți medical-comunitari, parte din ei plătiți din fondurile Ministerului Sănătății, cea mai mare parte plătiți din fondurile bugetelor locale. Mulți dintre ei au rămas ca sustenabilitatea proiectului care s-a derulat de către UNICEF în județul Bacău, dar după terminarea acestui
proiect. Primăriile au înțeles cât ele sunt de importante, anual numărul lor crescând în general cu 4 asistenți medicali comunitari pe an. S-a pornit de la un număr de 30 ceva, inițial au fost 12, apoi după proiectul UNICEF au rămas în jur de 37 de asistenți medicali comunitari, la ora asta avem 46 de asistenți medicali comunitari. Localitatea cea mai bine reprezentată în ceea ce privește numărul asistenților medicali comunitari și unde sunt deficiențele? Normarea asistentului medical comunitar se face în funcție de numărul de populație vulnerabilă. Trebuie să fie 500 de persoane vulnerabile pentru un asistent medical comunitar. Avem localități cum sunt Bacăul, unde sunt 3 asistenți medical comunitar, dar raportat la numărul persoanelor vulnerabile, aș spune că este insuficient. Avem localități urbane, cum este Oneștiu, care ar avea nevoie de un asistent medical comunitar, Moineștiu, care ar avea nevoie, Moineștiu are 2 asistenți medical comunitari, Buhușul are nevoie de asistent medical comunitar. În Buhuș, în schimb, avem 2 mediatori sanitari. Mediatorii sanitari sunt persoane care nu au pregătire medicală, dar ei intervin în comunitățile de romi pentru a sprijini această populație să acceseze servicii sociale. Sunt foarte importanti și mediatorii sanitari, sunt persoane extrem de bine pregătite, am mediatorii sanitari de la Buhuș, de la Comănești, de la Gura Văii, unde avem populație romă, Moineștiu, avem mediatori sanitari, dar totuși un asistent medical comunitar este imperios necesar a fi angajat în toate. Bacăul are 93 de localități și avem doar 46 de asistenți medical comunitari. Procentul e cam micuț, așa să zicem. Se va dezvolta pentru că a fost de 3 ani de zile, s-a derulat un proiect prin POCU în care s-au angajat 3 asistenți medical comunitari și 2 mediatori sanitari, toți fiind preluați cu plata de la Ministerul Sănătății, iar începând de la jumătatea acestui an se va deschide o altă linie de finanțare pentru asistenții medical comunitari prin POIÇ, urmând a se acoperi zonele care sunt deficitare în asistenți medical comunitari și mediatori sanitari. Sâmbătă 25 februarie la CAEX a avut loc ședința cu participarea tuturor colegilor USR din zona Moldovei. Este vorba de filialele din Galați, Vrancea, Botoșani, Suceava, Iași, Vaslui, gazde fiind colegii din Uniunea Salvați România, județul Bacău. Ședința interjudețeană a fost urmată de o conferință de presă. Mai multe detalii aflăm în minutele următoare. Bună ziua și bine v-am găsit! Mulțumesc foarte mult primarului Bacăului, colegul meu, președintele USR Bacău, Lucian Viziteu. Este extraordinar că ne-am întâlnit astăzi aici, la Bacău, toți useriștii din Moldova, foarte mulți aleși locali, președinți, deputați, pentru a vorbi despre unde suntem acum și pentru a da un suflu nou pregătirii alegerilor din 2024 cu teme importante locale și regionale și de mare interes pentru Moldova. Mulțumim mult, Lucian, pentru primirea călduroasă la Bacău. Să știi că sunt foarte mândru de tine și un lucru extraordinar pe care îl vorbesc cu soția la cină destul de des este că tu ești un exemplu de primar care are curaj, care dărâmă, de exemplu, niște garaje care au fost puse pe spațiu public în detrimentul spațiilor verzi, a pietonilor și a celor care pot folosi într-un mod mult mai inteligent acest spațiu și te admirăm foarte mult și îți urăm mult succes mai departe. Este un lucru foarte mare și se întâmplă acum în Bacău un oraș, un municipiu care va fi cu ajutorul și prin deciziile primarului Lucian Viziteu redat cetățenilor. Scurta guvernare USR din anul 2021 a făcut dreptate Moldovei. Acei miniștri pe care noi i-am avut atunci, care au decis cele mai importante lucruri pentru Moldova, anume Cătălin Drulă, Cristian Ghinea, au făcut dreptate acestei regiuni. Noi eram regiunea care, în cursul ultimilor 30 de ani, beneficiază de cele mai puține resurse pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere. În urma scurtei și intensei guvernării USR, peste 3 miliarde de euro vor intra prin PNRR
în infrastructura din Moldova, în autostrada care va lega Ploieștiul, Buzăul, Focșaniul, Bacăul, Neamțul, Iașul și Suceava de restul lumii și de București. Este extraordinar. Dacă sunt colegi care se întreabă cât de multe putem realiza de la putere într-o perioadă foarte scurtă, acesta este exemplu cel mai evident. Ni s-a făcut dreptate nouă moldovenilor prin aportul nostru, prin guvernarea pe care am avut-o, prin intermediul USR. Să se rețină. Dacă nu era USR în acea guvernare, banii se dădeau pe proiecte de care nu am fi auzit acum, fără mare importanță și fără niciun fel de aport substanțial în comunități, regiuni sau pentru țară. USR a făcut dreptate Moldovei, suntem aici pentru a susține pe fiecare userist să candideze și să se pregătească activ pentru a intra în fiecare comunitate din Moldova și în fiecare comună. Vom fi acolo. Am ajuns în politică pentru a rămâne, iar în următorii 45 de ani, atât cât durează o implicare pe o generație, două, vom fi acolo pentru a schimba o regiune și comunități în toată Moldova și în toată țara. Mulțumim, Lucian, pentru primire și urez mult succes tuturor aleșilor locali din toată Moldova, din partea USR. CSM Bacău a învins-o cu 23-20 pe CSM București în etapa a 19-a a primei ligi de handbal masculin. Victoria puțin scontată deschide echipei băcoane perspectiva de a pătrunde în prima jumătate a clasamentului. Într-o atmosferă electrizantă creată de un public vulcanic, CSM Bacău a avut inițiative pe aproape tot parcursul partidei. Oaspeții au fost în avantaj doar o dată în ultima treime a primei reprize, când au avut 12-11, dar primele 30 de minute s-au încheiat cu avantajul CSM Bacău 14-12. După pauză, diferența a crescut chiar și la 5 goluri, 20-15 în favoarea gazdelor, dar CSM București a recuperat până o diferență de 2 goluri, 22-20, când mai erau 3 minute de joc. Ajutată și de public, CSM Bacău a rezistat tensiunii și și-a mărit avantajul cu aproximativ 15 secunde înainte de final, prin golul lui Dospinescu. Datorită acestei victorii, CSM Bacău a acumulat 26 de puncte și își păstrează locul 8 în clasament. CSM București rămâne de asemenea pe locul ocupat anterior al acestui meci, locul 4, dar a fost ajunsă la puncte de CSM Focșan. Rezultatul acestui meci a fost privit cu multă luciditate de antrenorii principalei ambelor formații. Referindu-se la public, care a avut un rol important în evoluția scorului, antrenorul bucureștean Eliodor Voica și-a amintit de cei 4 ani în care a antrenat pe Știința Bacău, obținând 3 titluri de vicecampioană națională. Da, e grozav că am avut un public numeros și am reușit să câștigăm. Munca a fost fantastică. Ce putem spune decât că felicitări tuturor celor implicați. Aveți în continuare meciuri grele și doi jucători accidentați sau indisponibili, mă rog. Vorba de Purotaru și de Ușal. Cum vă gândiți că va fi în continuare? Deocamdată ne bucurăm pentru momentul de astăzi. Ce va fi, vom vedea de săptămâna viitoare. Avem aici la Vaslui, dacă reușim să batem și acolo, după aceea lucrurile pot fi mai simple pentru noi. Eu cred că este bun ca termen, exprimă cât se poate de exact ceea ce s-a întâmplat de fapt. Eu l-aș completa cu un meci disputat, un meci bun, care a avut o intensitate bună. Felicit echipa gazdă pentru că și-a judecat cele 3 puncte și a luptat pentru fiecare minge, lucru care a adus-o în avantaj și cred că ăsta este în beneficiu handbalului per total. Ce părere aveți despre public pe care și dumneavoastră știți foarte bine? Nu m-a surprins publicul pentru că știam că este un public fervescent, un public care ajută foarte mult echipa și în momentele grele, drept pentru care nu pot decât să vă felicit, completând... Cred că lucrul ăsta vă va ajuta și vor veni în număr cât mai mare la sală pentru a savura spectacolul handbalistic. Etapa viitoare, pe 1 martie, CSM Bacău va disputa derbiul regional cu CSM Vaslui pe terenul acesteia. Partida este deschisă oricărui rezultat, dar CSM Bacău poate fi considerată favorită prin prisma poziției mai bune pe care ocupă în clasament, locul 8 față de locul 12 al vasluienilor. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo.
Joi, 2 martie, cerul va fi parțial înnorat, pe alocuri iese soarele. Mercurul în termometre urcă până la valori de 7 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la minus 1 grad Celsius. Vineri, 3 martie, cerul va fi parțial înnorat, mercurul în termometre ajunge până la valori de 9, chiar 10 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții nu va scădea sub 1 grad Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți